Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare. Nu e la alegere, este o etalare. Etalare foarte generală despre cineva din viața voastră, persoana la care vă gândiți sau poate, eu știu, altă persoană. Fiți atenți la introducere, că de acolo vă dați seama. Dacă nu rezonați, căutați în altă parte ceva cu care rezonați. Și cam așa trebuie să faceți mereu. Nu rezonați, ok, căutați alt videoclip sau alt canal, că sunt destule la dispoziția voastră. Haideți să vedem. Etalare foarte, foarte generală. Despre situație n-a apărut nimic, dar a apărut totuși ceva. Este un capitol care se închide. Un capitol mare se închide sau deja s-a închis sau e pe cale să se închidă și apoi se va deschide. Se va începe o nouă viață, lumea. Cineva începe o nouă lume. Interesant, o nouă viață, o nouă lume. Sau vrea să trăiască într-o nouă lume, într-un nou univers, într-un nou cadru. Aha, mersi. Într-un nou cadru, într-un nou ambient. Și nu cred că e vorba musai de, deși văd monede, nu cred că e vorba musai doar de ambient fizic, e vorba și de cadru emoțional. Da, financiar este nevoie. Avem nevoie de pământ, da? Ca să ne menținem în această de bani, de lucrușoare, ca să ne menținem în această lume. Chiar dacă ascensionăm. Cât e să fim în această vibrație, 3D suntem. La modul cel mai înalt. Dar e vorba în mod special în această etalare, să vedem dacă reapare, este pre-etalare, despre posibil un bărbat. Dar văd marcaj puternic în Taur, Fecioară, Capricorn. Posibil un tată, un copil și o familie. Posibil. Sau cineva care, dar interesant, în familie o mare decepție, o mare suferință. Wow, dar și conflicte, dar și bătăi, dar și argumente. Bătăi pentru unii nu obligatoriu. Poate să fie conflicte, conflicte verbale, competiție, poate chiar sărăcie. Sărăcie care îndeamnă la o atitudine agresivă sau poate a fost, nu știu. Pentru că ține de un trecut. Așa simt. Pentru că e lumea. Vorbesc de o lume care se încheie. Cineva, repet, vrea să trăiască în alte coordonate. Eu, pa, ce simt. Rămâne de văzut dacă apar cărți. Dar simt că totuși cineva se trezește la o altă realitate. Își dă seama că ce a trăit acolo în familia sa, că e vorba de căsătorie sau de neamurile în care, eu știu, s-au născut, variază de la om la om. Dar acest personaj vrea să o ia de la zero. Este lumea, zero, valetul de monede, să construiască pas cu pas o nouă lume în care își va găsi stabilitatea onorabil. Regele de monede, măi, varianta sa bună este chiar onorabil. Vrea să construiască o afacere, vrea să își construiască stabilitatea, repet, pe alte coordonate. Pentru că așa zisa stabilitate, familie, ce-o fi, cultură, tradiții sau netradiții, în spatele ușii, în spatele zidurilor, suferință mare. Sentiment de singurătate, de abandon, de hai să tragem, hai să tragem să existăm, dar în fața publicului toate bine și... Era o vorbă, afară vopsi gardul și înăuntru leopardul, cam așa ceva. Cam așa ceva, cineva experimentează, ia uite, doliu. Și nu e vorba de doliu, decepții, suferință mare, depresii. Acest personaj a stat și s-a gândit, măi, pentru cine am tras aici? 10 de bâte, 7 de monede. Pentru cine am tras? Pe cine am încercat să ajut? Ce am încercat să construiesc în această relație? Și repet, chiar dacă nu e căsătorie, poate să fie neamul cuiva. Pentru că familia înseamnă, evident, nu doar căsătorie. Rude. O casă. Poate să fie și o afacere, evident, cu 10 de monede poate să fie și o afacere. Poate să fie o relație bazată pe nevoi financiare inițial, dar care s-a transformat într-un haos, într-un ce aud? Hell, într-un iad. Și atunci vrei altceva nou. Ce a apărut așa, interesant, se leagă. Dorința de a transforma, de a schimba, change, 33, urmează, interesant, cineva să-și înfrunte demonii, să devină autentic,
Lupul, autenticitatea, lupul ne învață, lupul e foarte puternic, poate că cineva are acest totem. Dar trecând, o să vedem ce legătură are și dragostea și schimbarea și echilibru, relații în iubire, în echilibru, în autenticitate. Își dorește acest nou acest personaj în această nouă lume, în aceste nouă coordonate. După cum vedeți, a apărut interesant hiena, frica. Acest personaj a trăit în frică, poate chiar de mic, de mică. Cu 5 de bâte dați în urmă, nu mai ridic, da? Bătăi, am zis. 3 de spade, jigniri, umilințe. Însă, vrea să treacă într-o... Interesant, simt că cineva chiar vrea să ascensioneze. Nu știu că s-a documentat, poate intuiția le spune că... Ia uite, eliberare unde am deschis, la eliberare. Calul. Poate cineva e născut în anul calului. În zodiacul chinezesc. Ce mai apăruse aici? Undeva, mai încolo, nu știu când, dacă are legătură cu voi, se va comunica despre această transformare radicală. Se va comunica deschis, repet, onorabil, despre dorința de a construi, de a crea relații echilibrate. Dacă vă aduceți aminte, unii dintre voi, în A, Before Tarot, ea este jos, el este sus. Evident că poate să fie și invers. Sunt relații dezechilibrate în care victima este salvată de, eu știu, un potențial narcisist. O situație la distanță, 3 de bâte să specificăm și cu lumea, iar probabil că situația este la distanță, dar se va lumina. Apare, ia uite, am văzut soarele și regele de monede, iar un personaj care se trezește, înțelege și înțelege fricile, traumele emoționale, într-un fel, poate intuitiv, poate se documentează, nu știu exact cum, dar ceva se întâmplă în viața acestui personaj. Ia uite, deschid la regina de monede. Se încheie un capitol cu această regină de monede care poate să fie personal. Ia uite, 8 de spade. Poate să fie mamă sau o altă rudă feminină, soră, mai mare, mătușă, partener de afaceri. Sau un partener de lungă durată, dar care a blocat fericirea cuiva. Hai să vedem. Situația totuși despre care vorbesc. 4 de monede, relații karmice pentru mine. Regina de spade a doua oară. Dorința cuiva de a se elibera. De a tăia stringurile, puteți să ascultați prezentarea despre stringuri, sper să fie suficient de clară pentru unii dintre voi. 9 de cupe. 9 de cupe este speranța cuiva. 9 de cupe. Ia uite, că o să aibă o relație armonioasă, pasională și armonioasă dincolo, ia uite, iar apare 8 de spade, de blocajele, de închisorile, poate chiar și fizice. Și când vorbesc de fizice sau mentale sau emoționale, dar când vorbesc de fizice, mă refer la o situație, că e casa 8-a. O situație în care cineva a fost claustrat, în ce sens fizic? Speriată că dacă iese în afară, îi se poate întâmpla ceva. Cam așa e. E vorba de... În fine. Dar vrea să pună capăt, speră că o să aibă altfel de relații armonioase. E o nouă viziune pe care încearcă să o manifeste acest personaj. Hai să vedem. Poate sunteți chiar voi. Care e situația? Oricum, dacă nu sunteți voi, un personaj din viața voastră. Clar că de-aia ați deschis. Dacă nu recunoașteți, nu recunoașteți și ascultați în altă parte. Repet. Asul de spade. Parcă văzusem și aici asul de spade. Ia uite, la aici, asul de spade, da. Nu v-aș da seama că a stat într-o relație karmică prea mult pentru bani sau persoana de lângă ei, de lângă voi, a ținut prea mult la bani și își dă seama, stai că lumea se schimbă și cine ține de bani se duce. Ia vibrația în aceea negativă. E o trezire spirituală cu Uliu. E Horus. Horus îi ghidează pe unii, poate unii aveți totemul Uliului. Sau aveți ca și totem uriu? Ia uite, judecata, renaștere.
Vorbesc de un posibil împărat. Cineva își dă seama că a fost dominat cu o figură masculină și feminină, împăratul și luna. Le-au făcut viața amară, întunecoasă. Au trăit într-un iad și vor să renască. Judecata, logica le spune că asta nu-i viață. Logica le spune să-și împlinească visurile, să se ducă în preajma oamenilor în care se simt bine. Logica le spune că merită să se iubească pe ei înșiși. Poate sunteți voi, poate este altcineva. Asul de monede. Am zis o nouă relație. Asul de spade și asul de monede. Poate să fie o nouă relație bazată pe dragoste, stabilitate, în timp, cu răbdare, dar în primul și în primul rând bazată pe adevăr și pe cunoaștere de sine, pentru că atunci când ne cunoaștem, ne și iubim. Ne înțelegem greșelile, slăbiciunile, le vindecăm ce se poate vindeca mai repede. Bine, alte rând se vindecă în timp, altele poate niciodată, le purtăm așa, cu onoare, cu noblețe. Da? Deci speranța cuiva de a începe, repet, o nouă relație, poate să fie și business, dar cred că ține de relație. Bazată, repet, pe adevăr și pe construcție. Și pe un foc interior care generează lucruri de valoare. Da? Comunicare sinceră, dar și emoțională. 8 de bâte, iar apare. Posibil o întâlnire cu un suflet pereche, apare regele și regina de spade. O întâlnire cu un suflet pereche în care cei doi, da, așa într-un mod neașteptat, turnul, e trăsnetul, e ceva netradițional, să zic. O întâlnire cu un suflet pereche aduce trezirea cuiva, pentru că e regele și regina de spade. Stai! Că de fapt, de-aia zic, un suflet pereche, pentru că a comunicat pe măsura sufletului, nevoilor mentale și emoționale ale cuiva. A fost o comunicare. Ia uite, 8 de bâte. Și poate și pasiune, că 8 de bâte înseamnă și pasiune, dar nu e vorba doar de pasiune, cât de adevăr, de sinceritate, de empatie, de lucruri reale, spuse într-un mod empatic și pasional. Regele de spade. Către regina de spade. Nu contează bărbat, femeie, ce este. Către un personaj care a stat și a ascultat, a meditat și a înțeles. Da, e cazul să fac ceva. Să-mi schimb viața. Asta simt deocamdată. Hai să mai amestecăm. Energia acestui personaj. Ia uite, șarpele. 43, 4 și cu 3, cât înseamnă, dragii mei? 7, numărul acestui an. În acest an, cine și-a propus această recreație, reinventare a sa, își va găsi partenerul potrivit. Creație. Își va găsi partenerul potrivit. Va renunța la... Își va schimba pielea, interesant. Va renunța la multe obiceiuri vechi. Obiceiurile sunt vechi, e un pleonasm, nu-i așa, e ciudat. Și proaste și întunecoase și se va transforma lumina. Dar simt că vor fi doi parteneri. Yin și Yang. Când e unul în lumină, e celălalt în umbră, receptiv și invers. Vă schimbați rolul, e ca un dans. Știți, e foarte erotic. Șarpele este printre puținele. Să le zicem ființe, pentru că nu vreau să fac acum... Ia, numărul 23 este însemne ceva pentru unii dintre voi. Poate v-ați născut pe 22 să aveți, eu știu, destinul 22. Învățați ceva. Noi porți se deschid. Către ascensiunea voastră, chiar dacă n-ați avut cine știe ce viață spirituală, ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă. Poate voi treziți pe altcineva sau, repet, trezirea se întâmplă, cam așa se întâmplă de fapt trezirea. Noi vorbim și eu și unii dintre voi care mă ascultați. Dar trezirea se întâmplă la nivel personal. Nu poți să bagi pe gât lumina cuiva.
Nu se poate. Nici înțelegerea, nici dragostea, toate vin asimilate la nivel personal. Dar măi, dar simt că e ascensiune. Doi oameni vor ascensiona în această... Vedeți cum se ridică? Asta simt acum. Ce frumos. Într-o nouă lume, că tot a apărut lumea. Dar pentru asta și unul și altul trebuie să vă desțeleniți. Da, e o stabilitate acolo. Vedeți? E stabilitate acolo. În această lume. Pentru că se creează, pentru că se generează împărăteasa pe care am văzut-o mai devreme. Dar în alt context, pe alte coordonate. Levitație, ceva îmi spune, nu știu, ceva... Îmi vine cu un gând cuvântul levitație. Poate unii dintre voi v-ați gândit, ați visat. Ah, Doamne, știți ce frumos? Am avut niște vise de genul acesta. Și nu doar în timpul unei meditații, chiar am mai de mult, de mult. Este sublimă starea. Și uneori înfricoșătoare, mai ales prima oară. Da, levitație. Ce... Îmi spune ceva cuvântul ăsta. Poate vouă vă spune ceva. Dar ce înseamnă de fapt levitație? Să învingi gravitația. Gravitația care e dat de material, apropo de material. Dar, repet, poți să ai stabilitate, inclusiv financiară, materială, în alte coordonate. Apropo, o să vorbesc și eu în curând despre noul pământ. În acel nou pământ va exista stabilitate, dar altfel. Se va crea, dar altfel. Interesant, detalare. Iar nu mă așteptam la așa ceva, dar... Se la vi. Așa vrea Duhul Sfânt pe care îl chem de fiecare dată înainte de etalări. Așa, să amestecăm. Deci vorbim despre acest personaj sau poate un personaj din viața voastră pe care îi veți observa cum se transformă. Sau poate veți afla despre familia lor, situații la care nici nu v-ați gândit. Și veți zice, da, ok, poți să ajungi rege sau o să redevii rege. Dar pe altă cale, repet, în alte coordonate, în alt concept și trebuie să o iei, pas cu pas. Valet, doi de monede, trei, la la la, la la la. Ia uite ce a apărut turnul. Dar interesant, e o separare. Și faetonul, e singura carte care e invers aici. E o separare între voi. Dar vedeți voi 16. Ah, mai. 16. 7, numărul acestui an, 6 și cu 1 înseamnă 7, dar 16 invers înseamnă 15. Cu alte cuvinte, o situație toxică a produs această separare. Nu se dorește această separare, se dorește recucerirea. Ia uite, manifestare. Manifestarea adevărului. Unui nou adevăr. Apare asul de spade, da? Dincolo de toate jongleriile, manipulările, conflictele mentale în situații tradiționale, fixiste, familiste în sensul negativ, dați-mi voie să zic familist în sensul negativ. Dar, dacă a fost o separare, nu se vrea această separare. Și această separare, faptul repet că a venit turnul invers, înseamnă și trezire, despre care am vorbit deja, s-a întâmplat din cauza unei relații toxice. Cineva era prea obsedat de bani. Poate se trezesc. Ar fi bine. Dacă nu se trezesc voi, ei, vă treziți voi. Unul din voi se trezește. Dar, repet, unul dintre voi nu-și dorește separare. Ia uite, au fost miciuni. Ia să mai amestecăm mai mult așa. Deci vorbim. Cred că vorbesc acum despre totuși despre un cuplu și concentrarea ar fi transformarea cuiva. În mod special, deci unul e deja luminos, vedeți, este un șarpe mai întunecos, altul strălucitor. Cu siguranță că dacă veți face dragoste, se va trezi Kundalini, energia Kundalini. Probabil că dacă ați fost împreună, ați simțit ceva și probabil dacă ați fost împreună și ceva s-a trezit, Kundalini așa un pic a dat din coadă, a săsăit un pic, glumesc, s-au deschis și porțile raiului către cineva. Intuiția le-a spus că da, secrete, s-au păcălit acolo unde au fost. Eu asta simt, dați-mi voie să spun ce simt.
Dorința cuiva de a se lupta pentru acest ideal, pentru această fericire, asta simt. Regele de bâte și cu multă pasiune, multă pasiune, dar și răbdare. Regele de bâte nu e impulsiv, nu, e creativ, apropo de creație. Yes, sexy, yes. Autoritar, este în control, își controlează pasiunea. Păi până la urmă Kundalini n-are cum să apară, să se trezească în 5 minute, pardon. Eventual. Ia. Regele de bâte. Și apare regina de bâte, 3 de spate și justiția. A fost în preajma cuiva atractiv, atractivă, dar care, cu care a avut un contract, dar care i-a produs multă suferință. Și atunci, aici este transformarea. Hai, mai sunt și alți oameni atractivi, dar care nu produc suferință, care au acest farmec. Chiar sexualitate sănătoasă. Nu știu, eu asta simt, asta transmit. Hai. Mai amestecam? Ce mai apare? 5 de cupe. Regrete. Regrete. Lacrimi. Dar 5 înseamnă și schimbare. Dorința de schimbare, iau-te. Și după separarea care a fost, exprimarea adevărului. Poate la fel de bruscă exprimarea adevărului și a unor sentimente, cum a fost și separarea. În fine. Hai să tai. Nu. O dată. De două ori, de trei ori și apoi tai. De două ori. De trei ori. Cinci. Nu știu ce. Marea preoteasă, interesant. Asul de cupe, wow! Vedeți cum a picat sub asul de spade? Adevărul ne eliberează. Adevărul ne vindecă. Adevărul transformă. Ia uite, onorul, măi, ce cărți! Wow! Câte? Patru arcane și un as? Să îndrăznesc să văd ce înseamnă, ce apare după magician, fight 1. Atâta mai pun, că vreau să pun 5. Ca să fie simetric. La capătul setului de cărți, iar turnul. Iar asul de spade, iar 2 de monede. Da, a fost cândva acest personaj, n-a știut ce să aleagă. Între familie și prieten, între familie și relația sa de lungă durată, între familie și job, între aia și ailaltă, între ăla și ălaltul, da? A stat așa, într-un standby. Dar a venit cavalerul de cupe. Și l-a chemat, să zic, la... I-a atras atenție. I-a vorbit frumos. Cavalerul de cupe vorbește frumos. Și a spus, măi, vezi că e cazul să alegi. Să alegi ce faci. Mai stai mult la 2 de monede, mai stai mult, o mai... Mai te joci mult cu alba, neagră, asta așa? Alegerile pe care le vei face, dacă vrei să fii victorios, nu sunt ușoare. Trebuie să te eliberezi de lucrurile care te țin pe loc. Și da, o perioadă vei înfrunta demoni, stres, griji. Dar trebuie să îndrăznești asul de spade. Asul de spade. Turnul. Cu asul de spade și turnul este trezirea cuiva. Poate că a fost totuși o comunicare frumoasă la un moment dat, nu? A fost o comunicare frumoasă, dar care n-a fost înțeleasă atunci. Însă e înțeleasă acum, pentru că spânzuratul înseamnă și schimbare de perspectivă. După o perioadă s-a vorbit, da? S-a vorbit. Frumos. Nu zice nimeni că nu. Frumos, de la suflet la suflet. De la suflet la o minte stresată. Cineva a vorbit cu sufletul deschis către un personaj cu mintea blocată de prea multe griji. Și a arătat, uite, o nouă perspectivă. Cât poți să mai stai între aceste situații care stulbură emoțiile și mintea și poate chiar și financiar, cât când alegi.
Alege, asul de spade. Uitați cum a sărit? Alege. Gândește-te, asul de spade invers înseamnă și gândire. Meditează. Cine te-a mințit, cum te-ai mințit? Și trezește-te. Wake up to reality. Așadar, o iubire, aș putea să zic, secretă. Cu Marea Preoteasă, deși nu-mi place să limitez Marea Preoteasă doar la secret, dar, dincolo de... Știți ce mi-aduc aminte? Și chiar am zis că vreau să recitesc cartea. De Eliade. Cum îi spune? Vreau să zic, dincolo de perdele, de văluri, dincolo de ușile închise, s-a descoperit acest as de cupe. Interesant, asul și cu 9, 9 și cu 1, 10. Da? De fapt, asta este. Între doi oameni trebuie să fie fericire și apoi, pe baza acestei fericiri și înțelegeri comune, se construiește 10 de monede. Altfel, 10 de monede, fără apă, crapă. Da? Pământul fără apă, crapă. Dar stați să mă gândesc la romanul acela scris de Mircea Eliade. La țigănci, măi, la țigănci. Interesant, poate cineva dă în cărți. Poate cineva a făcut o predicție despre această dragoste care transformă radical pe cineva și mental, în mod special, trezește din morți. Și repet, e o moarte spirituală, aud? Spirituală a cuiva. Și dorința de a manifesta. Vedeți cărțile cu ochișorii voștri, da? De a închide. Vechiul capitol, vechea lume și a manifesta, mai ales anul ăsta. Se va manifesta pentru cineva, eu citesc acum, nu știu când se va manifesta, dar se va manifesta, măcar primii pași, măcar primul dans ăsta erotic între cei doi șerpi, între cele două energii kundalini. Unul poate mai adormit, într-adevăr, celălalt deja strălucește. Opa, wow, ce mesaj vine, wow! Extraordinar. Vedeți voi cu șerpi în față. Și avem și aici șerpi. Aici este unul. Aici sunt doi. Care cred că vor fuziona în acest nou concept, în această nouă dragoste. Și împreună, eu nu știu, nu cred că vorbesc acum despre relații karmice, nu cred. Clar. Dacă nu cunoașteți, veți găsi persoana cu care veți crește, cu care veți crea această nouă lume. Pentru că, ia uitați, vedeți și voi ce văd și eu, aceeași structură. Unora știu că vă place. Dar aceeași structură de șarpe. Dar aceeași solzi. Aceeași solzi. Și aici, aceeași solzi. Din acest motiv, lumea este foarte sexy, într-adevăr. Este simbol feminin. Este nașterea cuiva, renașterea cuiva. Am văzut judecata, dar lumea confirmă renașterea cuiva și a zis, sunt doi șerpi, da? Am vorbit mai devreme. La început se joacă, cu 8 de bâte se joacă, se simt, se pipăie. Dar la un moment dat, împreună vor crea această nouă lume. Împreună. A lor. Se vor proteja. Și această energie foarte... vulnerabilă, este a voastră, voi cu voi. Nu știe nimeni. Apropo, nu știe nimeni cum sunteți voi. Lumea vă va vedea puternici, vă va vedea victorioși, vor vedea ce manifestați de acum încolo. Dar în lăuntrul relației voastre veți fi goi. Și asta e mișto. Scuzați-mi cuvântul. Pentru alții posibil să fie vulgar. Nu mi se pare vulgar. Nici dacă zic vulvă, nu-i vulgar, e chiar medical. Dar, în fine, împreună, acolo, asta e relația, sinastria, aș spune. Veți fi deschiși. Apropo de asul de spade, veți fi deschiși. Și iar apare acest 8 care ține de... Opa, ce alt mesaj simt. De o karmă pe care o închideți.
O închideți împreună. Intrați în darmă, eventual. Pentru unii dintre voi, știți ce mai simt? Că nu văd 8 și pentru mine înseamnă 8-ul legat. Relații karmice. V-ați întâlnit de multe ori, multe vieți. Dar în această viață, intrați într-o nouă etapă. Pentru că celelalte ați avut de învățat niște chestii. Posibil nici n-ați stat împreună. V-ați întâlnit, ați stat. Eu știu, sunt multe povești care se pot spune despre viețile anterioare. Dar vedeți? O nouă lume, ce frumos! Un nou portal! Apa, ce frumos! Doi! Fiți atenți! Doi! Apare as, 1-1, cu alte cuvinte, tot doi, poate la portalul, că mai e un picuț, acușica, la portalul 2 a doua veți simți energia asta. Nu musai mai intens, într-o anumită formă. Poate aspecte care țin de sexualitate, de creativitate, de determinare, de transformare și moartea vine cu suferință, că am văzut 5 de monede. Dar vorbesc de moartea vechiului eu, de vechea piele a cuiva. Hai să mai vedem. Să clarificăm aceste cărți. Ce apare judecate, eu de ascensiunea. Și repet, chiar dacă nu aveți un partener, veți găsi oamenii care vă vor ajuta să manifestați această victorie. Eliberare. De vechea lume. Și călătoria către ascensiunea voastră. Și eu călătorie, să știți, știu ce zic. Ia uite, băi, deci nu se pare, apare iar magicianul. Știu ce zic. Și să știți că unor când zic se întâmplă. Că de-aia sunt pe aici. Nu știu în cât timp. Repet, variază. Dar se va întâmpla pentru cineva. O renunțați voi la oamenii aia supermaterialiști? Oricineva din preajma voastră cu care voi ați discutat, sau poate, eu știu, voi ați discutat cu o persoană spirituală, nu știu. Persoana materialistă renunță la acel falsă stabilitate. Pare magicianul, dar nu cu resursele aranjate, pregătite, în plin proces de manifestare. Și apare și porumbelul, cândva o să vă vorbesc, ia uite și soarele. Va fi victorie, trezire, ascensiune, într-o anumită formă. Și faitonul înseamnă determinare, super determinare și victorie. Nu contează, faitonul merge către stea. Steaua este greu de atins. O să fac, cred că o să fac niște videoclipuri despre arcanele majore măcar și despre rece, regine și cavaleri și valeți. Mai ales cavaleri. Dar nu e ușor de ajuns la stea. Dar nu-i pasă. Acestui faeton nu-i pasă. Și am mai zis eu cândva, faetonul nu este condus de oricine. E condus de un viitor împărat sau de împărat. Da? Eu știu, nu mă pricep la mașini. Eu tot zic bogate, dar poate e altceva, altă mașină de hammer. Hammer. Da? Altă mașină puternică sau luxoasă. Nu e pentru oricine. Faetonul, că altfel deraiezi. Trebuie să știi să ții hăturile, să știi să manifesti. Hai să vedem. Haide, Ela, iar vorbești mult. Nu, și sper să vă placă. Hai să clarificăm. Deocamdată au avut niște cărți de numai. Și chiar așa, simt așa un sentiment, știți, în timp ce vorbesc, nu că mă inspiră, mă animă, dar mă și bucur pentru cei care se trezesc, măi, o trezire spirituală. Sau, repet, poate printr-o etalare de tarot, poate cineva, sau vorbiți cu cineva care practică astrologia, tarotul. Haide să băgăm și human design, da, pentru că e și acela foarte complex. Băgăm și metafizică chinezească, băgăm și, ia uite, nouă de monede, da, persoana care știe și face bani în aceste domenii. Despre extraterestri, despre arcturieni, despre sirieni, despre Antarctica, vreau să, da, și de acolo sunt niște informații foarte importante, vreau să zic Atlantida, Lemuria, da? Acesta este personajul cu care ori ați discutat și v-a vindecat, v-a inspirat
și v-a pregătit această vindecare tocmai ca să îndrăzniți transformarea vieții voastre, ori voi ați oferit acest lucru cuiva. Șansa. E o șansă. Sau poate a fost un vis? Repet. Sunt mai multe variante. Hai, odată. Ba nu, hai să clarificăm așa liber. Ia, clarifică Marea Preoteasă. Nu mai stai. Clarifică Marea Preoteasă. O carte este invers, dar nu mai contează. Uite, Regina de Spade invers. Clarifică Marea Preoteasă, împăratul. Opsa. Doamnelor, poate ați ghidat un împărat. Rămâne de văzut. Vin mesaje. Ia uite. Doi de monede. I-ați trezit? I-ați trezit? Ah, multe mesaje. Și le-ați arătat că inima se poate vindeca. Am zis de vindecare, uitați-o, inimă deja pansată. Le-ați vindecat inima. Posibil ați vindecat inima unui om puternic. Nu știu cât e de împărat. Poate doar valet acum, dacă schimbă macazul. Dar urmează să devină împărat. La un moment dat cândva. Și dacă voi ascensionați mai repede, asta e. Vor ascensiona și ei. În ritmul lor. Eu așa văd. Doi oameni care sunt pregătiți să conducă lumea. Ia uitați, lumea aici. Și am văzut de două ori magician. Un în plin lucru, altul acum se trezește. De-aia am zis, un șarpe mai în umbră, unul gata, strălucește. Și nu-i interesant, și e îmbrăcat în nuanțe reci. Marea Preoteasă era nuanțe foarte calde, roșu. Și soarele. Poate unele dintre voi, unele, simt nevoia să zic unele, deși poate să fie și unii, știți că v-ați mai întâlnit în alte vieți. Sunteți copii divini. De mult timp, în fine. Asul de cupe. Asul de cupe. Ia uite, îndrăgostiți. Ce poate să clarifice? Deci chiar e pe bune. Și doi cu doi înseamnă patru. Ia uitați, măi. Doi și cu doi înseamnă patru. Nu știu, poate că ați vorbit despre lucrurile astea cuiva. Doi și cu doi înseamnă patru. Dar o să mai interpretești din altă perspectivă, dar dați-mi acum voie să vorbesc, dar într-adevăr, e o dragoste care a arătat că doi oameni pot să fie vulnerabili, a zis cum am zis mai devreme, da? Nu e vorba de nuditatea fizică, e vorba de nuditatea sufletească. Să nu-ți fie jenă să vorbești despre suferințele tale, despre faptul că ai fost bătut, jignit, umilit, folosit, abuzat, măcar între doi oameni care au ceva de creat, care se simt și sexual, și emoțional, și mental. Și, repet, au ceva de creat împreună. Ah, este 10 de monede. Dar este altfel de 10 de monede, bazat pe dragoste, pe echilibru. Și pe muncă. Ia uite, și pe bucurie. Clarificăm moartea. Pentru această etalare colectivă. Nu știu, mie îmi place. Mă simt foarte bine când vorbesc despre... Nu știu, chiar foarte bine mă simt în această etalare. Nici n-aș avea cum. Iată, 9 de cupe. Vedeți, e altceva. 9 de cupe, 9 de cupe. În primul și în primul rând, cineva renunță la egoism. Apropo de regele de monede de dați în urmă, da, chiar la început. Cineva a căutat confortul fizic. Nu o să ai mâncărică, asta e simbolic. Lucrușoare, căsuțe, plimbări, holiday, vacanțe la Roma. Nu știu, cred că a fost un film Vacanța la Roma, cred. Nu știu, așa am simțit. Dar cred că a fost un film, cred că e un film vechi, Vacanța la Roma, să nu greșesc. Mă ajutați voi, dar pare un film vechi. Dar această transformare în adevăr și într-un alt potențial arată... Știi ce?
arată că aceste cupe încă nu au fost umplute, trebuie să umplute. Acest personaj s-a concentrat, repet, pe lucruri care țineau doar de confortul fizic și mai puțin emoțional. Urma să-și descopere valoarea emoțională, dragostea pe care o merită și pe care eventual a locuit-o cu alte lucrușoare, branduri, hăinuțe de firmă. Știu că e nouă de cupe, dar asta simt. Un egoism care se transformă al cuiva. Și de care transformarea, în adevăr, vă va ajuta să vă bucurați amândoi de această transformare. Eu asta simt. Lumea. Clarificăm lumea. Pentru această etalare colectivă. Deci, dacă știți că ați practicat, doamnelor, încep că a început cu Marea Preoteasă, ce frumos, și s-a terminat cu Magicianul. Bine, pe urmă am tras-o. Da, și aici sunt doi oameni. Două energii, de fapt, care duc împăratul. Împăratul poate să fie o energie de cuplu, poate să fie stabilitatea, repet, și aici tot două persoane, da? Și un portal. Două persoane care trec prin acest portal energetic și, wow, și mi se, știți ce simt acum? Pe lângă fiori, simt fiori în vârful capului, coloana mi s-a deschis clar. Acești oameni își găsesc stabilitatea în mișcare și în ceea ce vor crea. De azi zic, împăratul poate să fie stabilitatea în voi, dar poate să fie și un bărbat puternic. Nu știu încă, repet, pentru unii deja este puternic cu bani, cu o anumită poziție sau forță, inclusiv sexuală. Pentru alții este în curs de devenire. Da, hai să vedem. Lumea, clarificăm lumea. Patru de spade. Iată. Vechiul eu a murit. Se naște. E vorba de... Și știi ce simt acum? E vorba... Wow! Iar am stări. Scuzați-mă. Aici e Marea Preoteasă care anticipează sau care a anticipat transformarea cuiva. O să-mi fie dor de vechiul tău eu, dar mă bucur mai mult pentru nașterea acestui manifestor, acestui magician al vieții sale. Poate totuși o boală, trebuie să spun și adevărul ăsta, o boală sau pierderea cuiva aduce transformare, dar nu e voia voastră. Este altceva. Sau meditând la niște pierderi de-a lungul timpului, cineva se trezește. Patru de spade înseamnă meditație. E și o stare de depresie, dar e o meditație, în primul și în primul rând. Eu asta simt. Pentru că, ia uite, urmează să se nască regele de bute. Și împreună, veți proteja ceea ce creați. Ceea ce veți crea. Clarifică magicianul. Și știți de ce? Da, îmi plăcea vechiul tău eu, dar vechiul tău eu, ia uite-aș ce mesaje vin, era prea... Care-i cuvântul? Era în armură. Îmi place mai mult de tine așa vulnerabil sau vulnerabilă, cum ești, cu defecte, cu probleme. Pentru că știu că unele se pot rezolva, altele fac parte din peisaj, din farmec, din experiența ta de viață. Clarifică magicianul. Am zis, cineva se gândește la această nouă lume. Regele de bute, am zis mai devreme, revine. Și iar revin cărțile astea. Se va clarifica dincolo de confuzii. Se va clarifica și se va comunica despre această transformare. Un uliu și un fluture. Iar apare Horus care inspiră. Poate unii sau unele dintre voi aveți uliu ca și totem. Am vorbit despre uliu. E un videoclip. Doar e totemul meu. Puteți să-l ascultați. Poate pe unii chiar vă inspiră. Sau poate este fluturele, psihe și eros.
Dar, oricum ar fi, aveți puterea cuvântului și cuvântul vostru transformă suflete, că asta e psihe. Și am vorbit și de erotism. Dacă acest personaj era foarte sexy și erotic, descoperă adevărata valoare a energiei pe care toți o deținem, aceea sexuală. Deci, acest personaj va manifesta împăratul în timp, va manifesta un curaj, dorința de a conduce, de a se conduce, de a crea, că am vorbit de creație. Regele de bâte, e cel mai creativ dintre toți regii. Nu zic că ceilalți nu sunt, dar exact folosește sexualitatea altfel ca să manifeste această nouă lume, faetonul. Da, nu mai vrea... Nu mai are nevoie de altceva. Deja a descoperit cupa, deja a descoperit iubirea. Și dacă a fost o ocazie pierdută, o vrea transformată. Eu asta simt. O vrea transformată. Asta a venit în plus. Clarificăm faetonul. Clarificăm faetonul. Și dacă cineva a pierdut o ocazie în dragoste, cum am văzut mai devreme, vrea să meargă să cucerească. Ce? Steaua, vindecarea, împlinirea steluței nouă de cupe. Împlinirea acestei speranțe, acestei, eu știu, ocazii. Ia uite, 5 de bute. Foarte determinat. Și dacă mai devreme am văzut în familie conflicte, nu v-am învățat să-i pună la punct. Probabil cineva devine alfa, bărbat, femeie, nu contează. Și dacă sunteți femei, intrați într-o energie masculină autoritară, conștientă, transformată, dar echilibrată. Nu sunteți doar masculin, sunteți și feminin și treziți spiritual. 5 de pute, îi puneți la punct, pe toți. Poate să fie și în familia respectivă, personajul respectiv sau voi să învățați să-i puneți la punct pe toți. E roșu. Și aici roșu. Și aici roșu. Și magicianul tot roșu. Mai și mai ridic și eu vocea un pic. Că poate vă rămâne așa, în amintire, chestia asta. Îi puneți la fund pe toți. Cei care au încercat să vă doboare. Ia uite, aveți victorie. 5 de spade. 5 și 5. Înseamnă 10. Schimbare de energie. Și 5 am văzut atunci. Dați în urmă la 33 avea 5. 5. 5 înseamnă schimbare. Ia uite. Toate fricile care v-au ținut departe de dragoste vor fi învinse. Toate energiile ascunse care au stat în calea dragostei vor fi cucerite și învinse. Asta e adevărul, asul de spade. Cineva va vedea adevărul și va vrea să cucerească. Poate nu e împărat încă, poate nu e rege, dar va vrea să fie cavaler suficient de curajos ca să manifeste ce și-a dorit, ce a descoperit în această dragoste. Și ceva s-a întâmplat anul trecut, e o chestiune, că e numărul 6, o chestiune de anul trecut. Și 6 a fost și în 33. Da? Deci, faetonul lasă în urmă conflictele și devine conducătorul tuturor celor care au creat conflicte într-o anumită formă, într-un anumit ritm, timeline, variază. Măi, arată bine. Arată foarte bine. Felicitări. Hai să primim și noi un mesaj de la îngeraș. Pșa, ia uite. Mai, nu se poate. 44. 4. Și 4. Am văzut mai devreme, da? Sunteți puternici. 8 înseamnă transformare. Casa scorpionului. 13. Casa 8-a. A sexualității. A transformării, a morții și renașterii. Și a banilor se vor face și bani, dar altfel. Altfel. Învățați să vă descoperiți nevoile în dragoste, pentru că pot să fie nevoi diferite. Și trebuie să-l cunoști pe celălalt. 44 e un cuplu totuși. E un cuplu, să nu uităm, da? Și unii, da, repet, dacă voi ați auzit, ați practicat sau cineva v-a predicționat,
Pe bune, deci chiar și eu cred, și eu simt, și eu simt că se va întâmpla. Că vă veți întâlni perechea, că v-ați întâlnit, că urmează să creați ceva deosebit cu, eu știu, un personaj la fel de puternic ca voi. Dar, repet, unul este trezit, altul urmează acum, se trezește la realitate. La șapte, tot anul ăsta, da? Se întâmplă ceva, iertați! Iertați! Ia uite, iertați! Poate îi iertați și pe ei pentru că e dragoste adevărată. Eventual, iertând pe cei care v-au agresat, v-au pus la pământ, atrageți și creați dragoste adevărată. Asta este, da? Singurul lucru real este dragostea. Da? Cineva descoperă acest lucru. Nu stabilitatea aia primară, nu, dragostea. Pentru că dacă ai dragoste, poți să construiești orice. Poți să treci prin orice. Când ai un om care te iubește sincer, apropo de vulnerabilitate, când te iubești, sincer, cu defecte, cu cicatrici, și mai ales e greu când se întâmplă lucrul acesta și se întâmplă tocmai la o anumită vârstă când nu mai ești perfect, nu mai ești ca în tinerețe, dar trebuie să te iubești așa. Și cu imperfecțiuni, dar și cu experiență de viață. Ce frumos! Ia uite, Union of Hearts! Nebunie! Nebunie! Doi oameni împreună vor fi împreună. Vor fi împreună. Unde am pus-o pe cealaltă? Am pus-o, cred că am pus-o pe acolo. Era și iertare, da? De iertat, să ne iertăm pe noi. Că n-am știut. Să iertăm pe ceilalți care au încercat să ne pună jos, dar... Vedeți, acelea sunt niște lecții. Ia uite, fii mândru sau mândră de tine însuți. Probabil marcaj în taur al unora. Verifică un pic realitatea din jurul tău. Vezi pe ce se bazează, apropo de vechea lume și noua lume și de patru de spade. Analizează-ți realitatea în care te învârți. Iar o chestiune acasă. Și gândește-te la prioritățile tale în această viață, în această lume. Da? Conectează-te la divinitate. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!